echipa Nisi pe care i-am băgat în pârnaie până în 89 și care mi-au comandat lichidarea, sunt și acum la comandă. Generalul și alții că ei doar îi servesc. M-am săturat de lumea asta. A fost greu să fiu milițian, dar mult mai greu e să fii polițist. Eu te înțeleg, dar nu înțeleg ce vrei să faci. Mă duc la mine acasă, în Harghita. Mi-e dor de iarba de acolo. Deși și acolo totul aparține unora instalați în 89. Iarba, pădurile, aerul, soarele, televiziunea, ziarele, magazinele, totul este al lor, sunt putreți de bogați. Am prieteni care n-au după ce să bea două facultăți. Și ce o să faci? O să muncesc, o să tai lemne, o să cosesc, dau zăpadă. În toată jalea aia, de ce te mai duci? Poate deschid o agenție de detectiv particular. La asta mă pricep. Ajut și eu cu ceva. Voi vă descurcați bine aici, fără mine. Frățioare, mă, nici nu știi cât îi mulțumesc eu la Dumnezeu, mă, că uite, m-a lăsat să mai văd odată și eu asta. Știi? Îmi aduc aminte când mă trimitea tata să spăl calul în lac. Și eu n-o să spăl calul, să-l friționez, mă uita Dumnezeu cu calul în apă, măi, și stăteam așa în apă, că îmi plăcea apa atât de tare, îmi plăcea apa. Că mi-era și frică că o să-mi crească o salce în cură. Dar nu mi-a crescut nici mie, nici la cal. Am trecut cu bine copilăria. Bă, dar nebun, maestru. Da, știi ce mă gândesc eu? Frățioare, mă gândesc să mă întorc. Să mă întorc la baza mea, știi? La șatră. Acum fetele e bine, Steven o să se ocupe de afaceri și eu, și cu Flăcărică, ne facem șatră. Ne facem o șatră a noastră. Știi? Și stăm acolo, la bază. Dar ce ți-a venit, mă, ție? Păi uite, așa mă gândeam eu când eram în întuneric, dar ce întuneric, eram într-o beznă totală, băi. Și stăteam așa în mintea mea, eu, așa ca păciuci, mă gândeam la păcatele mele. Și mă gândeam, bă, că uite ce de vreme am plecat eu din șatră. Și n-am apucat și eu să mă bucur destul de soarele care răsare, de pomi, de cuci, de fuci, de flori. Am nemerit-o până la urmă, da. Să știi. Și cea mai mare bucurie a mea, să mă uit cum răsare soarele de meneasă și cântă cuci. Bă, state, bă, tu te-ai măturizat, bă. Cred că da. Dar să știi că eu nu fac șatra așa, în jur cășii, ca tine. Eu mă gândesc că fac așa întâi o biserică de zid. Și cu țurile frumoase așa de aramă, care să le bat eu cu ciocanul cu mâna mea. Și cu o grădină frumoasă așa cu statuie de sfinți și plante de alea izotice, știi? Dă-i amici așa, pomi. Ca la șopunezi, că face ăștia, face ăștia niște stejari și niște arțagi, uite, așa, dar crește până la genunchi, știi? Cum ținem noi copiii în cutii ca să rămâie mici și să cerșim cu ei. Fac eu astea așa și nici mai trebuie șatră. Stau în grădină, fac afacerile ziua, seara mă rog în biserică, pentru păcat lit în grădină, și noaptea să vedem unde-i dormi. Ce faci, ciudă? Te duci la... Păi dacă nu vrei tu, nu mă duc, Sulețu. Dar trebuie să vii și tu. Mă lași. Sulețule, știi că eu nu fac acte de completețe. Mai rar fac, dar acum chiar ar fi cazul să fii. Te rog frumos, te rog frumos. Lasă-mă în pace. Bine, dar o să vii? De când îmi ceri tu mie socoteala? Bine, iartă-mă. Hai, du-te. Lasă-mă singur, te rog, lasă-mă singur. Hai, te las. Mă duc să-mi facă coca acolo. Du-te să-ți facă coca. Ce vrei ea?
mă, că nu mai vine. E pe vine. Păi ce face el pe vine acolo? Vorba vine, adică e pe vine. E pe vine, da. Da. Păi de asta a ajuns el așa de important, mă, că stă pe vine. E mare, mă, e. Are aveonul lui, are relații toată Europa la picierile lui. Ce dracu? E bulimașe, mă? Nu, nu. Este mafiot, dar sifilicia. De renume internațional, ce mai? Hai, pe dracu! Și cu ce se ocupă? Cu afaceri de imobilă cu terenuri. Cinstite, dale, dar ce, dacă era funilegalist, mai mă încurcam eu cu el? Nu! O să-l vezi când o să-l cunoști. Că vine aici. Dacă vezi ce mașini are, una mai tare ca alta. Alu tăticule, le dai râs la astea, haide! Potolește-te, că o să fie bine. Dar tu unde te grăbești? Ho, că mergem cu toatele. E vederea aia cum ar veni. Acum să vadă și ea cu mirele și tu. Ho. Frățioare, credeam că nu mai ajung. Aglomerație mare, mâncățeși. Ai avut ambutoiaș? Bine, s-a mulțit găzii, ce e plin târg. S-a mulțit, dar mulții e de-ai noștri. Tot? Nu toți, dar un procent bun. Uite, el este bulibașa la șatra asta care o vezi aici. La oamenii ăștia și socru mare. Da? Da, nu, la nunta ailaltă. Așa ginisem și eu că tata mea e mort de mult. Nu ți-o permis-o, Paolo Antonucci. Bine ai venit în casa mea! Am stat unii? Da. Păi da? Păi da. Păi da, hai. Adu. Păi da. Adu! Oh, mă, ce tâmpiți sunt, stai așa, stai. Băi, Zacărico! Ce dracu, bă, n-asfaltați pe aici, că acum e fondul, e toate alea, hai. Hai, ce să facem? Ne pleci, că ești noi pânși, altă? Hai. O, stângaciu! Mă văd ceva. Mă văd singaciu. Mă văd singaciu și mie ceva, să poate? Zic că sunt băiat bun. Hai, tu, singaciu, zic că sunt băiat bun.
Hai, vă rog, eu nu-mi stângaci. Tatăi, nu-mi stângaci, mai bine. Învățați și voi ceva de la marele om. Șpagă. De la marele Gigi Dumbrava. Viața e dracu să fiți. Dar nu ești omul de aici? Nu ești o mată aici? Nu vedeți și voi cum e? S-o luați de jos. Să profite azi de urma ta. Stai așa. Răzioare! Vino puțin, Ia vei. Uite. Uite, frățior. Ea este bobocul meu de fată Roza. Frumoasă, educată. Gata să înceapă viața. Și ea este mămica de la bobocul meu. M-am și chinuit și eu și cu flacără, cu soarta mea. Te îmbrăc tot în aur. Să se vadă ce bărbat bazat ai luat. Ia vezi, tatăl, ajungeți sau mai vrei ceva? Oh, da, ajunge, ajunge, că e mult, e mult. Eu iau simbolic, așa, pariziene. Bagă asta mașină cu eu bine. Da. Place. Vă iau? Foarte bine. E mea. Și rămâne cu mine? E mai emoționată, dar o iau și spun acum că... O iau și eu. Da, da. Foarte bine, foarte Frumos. Bine. Îmi place, vă iau. Foarte bine. Putem să ne pupăm? Ce se întâmplă aici nu are nicio legătură cu noi. Eu n-am nicio treabă cu el și nici familia mea. A venit aici, o ia pe Roza și pleacă înapoi la el în Italia. De ce trebuie să amestecăm lucrurile? Asta era ziua noastră. Dar e ziua noastră. N-ai fost tu de acord să o ajutăm și pe Roza? Mie mi-e cam frică. N-are de ce să-ți fie frică. Nimeni n-are nicio treabă cu noi. Eu zic să plecăm. Tu hai, vii cu mine.
Și cu nașa și cu relule. Nu uitați și lumânările, haideți. Dar nu pot să merg cu codruți? Nu, Irina, așa e tradiția. Plecăm separat, ne întoarcem împreună. Și eu merg cu voi, da? Sigur. Vă duci la mine limuzina. Îmi pare rău, dar nu se poate. Bă, te-ai tâmpit de tot. Ce trecu, bă, vorbit așa că nu-și dă seama de prostie. Așa e tradițiile la noi. E proste, dar trebuie să le păzi ca să nu le fure alții. Hai, lasă, ai răbdare, o să stai cu ea toată viața care mai e. Atunci vin eu cu limuzina? Da? Nu, nu. Dar dacă vrei, eu vin cu limuzina, că poți să vii cu limuzina. Dacă nu, nu.